au venit să vă susțină un nou program, surpriză, să primim cu aplauze pe doamna Felice Dănăbușa! De ce despre alcool? Fiindcă este foarte accesibil și fiindcă au fost Sfintele Sărbători de Paști și cine a gustat măcar puțin alcool? Mâna sus! Ok. Câți dintre voi sunt majori? Majori, peste 18 ani. Serios? Tocmai de aia, fiindcă dacă alcoolul ar trebui să se vândă doar persoanelor majore, de sărbători se întâmplă să fie unchi, bunici, tătici, gustă și tu sau la stropit ați băut. Ok. Ca să începem discuția, am un scurt filmuleț de 8 minute, după care vom povesti noi, o să-mi pornesc filmulețul și o să vă rog să vă întoarceți. Years old.
course. I was in the seventh grade. I was in eighth grade. I think I was 13 years old. It became very regular at 14 years of age. 15 years old when I first started drinking. 17 years old, started going out parties, doing things like that. At first, drinking was a sociable thing. You know, I drank with my friends. That was really cool going out with all the other guys. And I tried to show off for them and drink myself too. We just go out and party all night. By the time I was probably 15 is where I started drinking at school. Putting it in a water bottle and take vodka or gin, something clear that looked like water, and then just drink in class and pop mints in my mouth. We'd go in, break into his parents' liquor cabinet, fill up our Super Pickles full of ice and Everclear, and stop by 7-Eleven, fill up the rest of it up with Coke, and then make first period. I was drinking not just at parties and stuff, but after classes and after work, and even at work. I waited tables, so it was very easy access to alcohol. It was just hard to say no. It was so readily available, and it was constantly there. My drug problem wasn't something that happened immediately. It happened so slowly that I missed the fact that I was addicted to it. Became routine. Boy, life. The only type of people I would hang out with were people who were using drugs or drinking alcohol. And it got to the point where that's all I cared about. It became far more than just a partying thing. It was a necessity. Without having alcohol in me, I could not function. We kind of became a loner because all I ever wanted to do was just drink and drink and drink. It felt like it was my only friend. It felt like that it was always there for me somewhere. You know, when things were going bad, I could always have a few drinks. Well, for me, it was never a few drinks. It was always a lot of drinks. I was consuming about 30 beers a day, a whole case of beer, and 3/4 of a gallon of light rum. I would essentially have that blackout every night. I could do nothing but drink 24/7, drink, pass out. I literally started drinking so much that I would shake if I didn't have a drink. When I would not drink, I'd get extremely sick, deathly sick. Just really achy all over, and you have headaches, and you're so dehydrated that you have no energy. Alcohol had been, you know, in and out of my body so much that it had poured away some of the lining in my esophagus, and I was a physical disaster. I was in part of my addiction to physical withdrawal. And when I shut that alcohol intake off, my body tried to shut down. The actual withdrawal from alcohol can kill you. No thing. You get too intense. So your body has no vitamins. You're dehydrated. You got DGs. Seizure to death. It's terrible. I got a phone call. You know that my father's in the hospital. And he was really, really sick. And that he was going to make it. So the next day I got on a plane to go home. And my only way to confront this was to drink alcohol. So I showed up at the airport pretty drunk, and my family, you know, saw me there. And, you know, they didn't know what to say. The worst thing about it is that my father was kept conscious so that he could see me before he passed away. But instead of disgracing his memory, they didn't know how much. I got kicked out of this bar for fighting from beyond drunk, and I was attacked and raped. And I went home and I stayed in my apartment for a week. My mom would come knock on the door and pretend I was home. I felt like it was my fault. You know, I was the one that was at that bar. I was the one that was getting drunk. I went home and I had a roommate. And for some reason, we got into an argument, which resulted in a fight, and the cops got called. I blacked out for part of it, so I couldn't figure out why I was waking up in jail. I drank some beer there at the bar inside the airport. I just ordered another beer and put my backpack on and started walking through the terminal smoking a cigarette. I didn't care what I was supposed to be doing. And I ended up getting a fight with the police there at the airport. And I woke up in jail, like sabers in my head. In the military, I woke up and I actually had to crawl on my hands and knees off the flight deck of the carrier because I couldn't walk, and I got discharged for that. I lost a girlfriend and a kid my whole life. I drank to blackout one night. Well, sometime about an hour later, I got back up. I went to my bedroom. My wife wasn't there. I went to the rules suspension. Basically hiding through a blackout, and I decided right then that I couldn't stay there.
was afraid I was going to hurt someone. But I haven't had a drink in 3 years. You know, reminded daily of my alcohol abuse because of the long-term effects. I have a horrible short-term memory, and it makes everyday life very difficult for me. Just remembering names, remembering how to do things. As a result of alcohol, I had high blood pressure, and I still have it. Destroys your internal organs, and I mean, it can destroy your brain function, your brain, small motor skills, and stuff like poison. Bone and muscle aches that just used to not be there. It's not from age. I'm not that old. I should be in my prime right now. And I probably aged myself 20 years. Alcohol is slow to kill, but it's the most hideous part of death. If I had known how sneaky and dangerous and insidious alcohol is, if somebody had kind of told me, if I had known that it's not this simple for a good time, I think that would have made a difference. It's not like some of the other drugs that instantly after your first time you're hooked and you're addicted to it. A lot of times, you know, muscle memories, they like the taste of beer when they first started drinking. It started out as something that was fun, something we did on weekends. How it progressed to an everyday, all day thing is beyond me. I have no answer to that. I don't understand how that happened. But it did. It's nothing but misery. The last 12 to 13 years of my life, spent probably over $500,000, and over 4 or 5 years of that has been institutionalized, whether it be in an alcohol treatment rehab facility or, you know, incarcerated. Just as bad as that worst thing. Apparently, the barbiturates or anything else. I don't know, 6% they go out to drink and get drunk. Chances are that they're going to do something else, and they're going to end up on the hunt. I may not be very old, but I have definitely seen some hellish things from alcohol. Pe care vreau să vi le adresez vouă, în primul rând. De ce credeți, așa, dacă ați fost atenți la film sau dacă ați fost atenți la viață? Spuneați că mulți ați încercat deja la vârsta asta. De ce? Vreau cineva să-mi zică, să-mi zice, la cine ați simțit, la cel care este al 18 ani. Că tu sau cei de vârsta ta deja încep să consumi alcool. Hai! E rușinos. Cine vrea? Te rog, hai, nu te dai nicio oră. Ok. Nu știu. Întrebarea mea era de ce? Tu ai încercat? Și dacă mă răspunem, de ce? Ți-a oferit? Cine ți-a oferit? La ce vârstă? Bunicu. Și ca, ce ți-a zis? Ea și tu ne poate? Ce ți-a zis? Hai că mă ridic acolo niște alte mâini ridicate. Și vreau, uite-te tu, hai în față. Patrick.
conosci? Daniela. Ok. Asha. De ce consumă tinerii de vârsta voastră deja, sub 14 ani, alcool? Pentru că le place. Pentru că le place. E un gust plăcut. Și ce cantitate? Acum te sărbătoare. Bere. Vin. Bălincă. Eu vreau să cred că glumești, vă vreau serios? Ok. Și cum te-ai simțit? Care au fost efectele pe termen scurt? Amețeală. Poftim. A vomitat, așa. Alt efect? Atât. Tu ai încercat? Și ce efect a avut? Am fost amețit. Amețit. Nu te-ai putut coordona. Ok. Corect. Și tu ai consumat până acum alcool? N-ai consumat niciodată. Ți s-a oferit vreodată? Și cum ai refuzat? Ai zis doar că nu. Bun. Mulțumesc. Să ridice mâna cei care cred că alcoolul este un drog. Ok, cei care au ridicat mâna au dreptate, da? Și tu, da, și tu. Și vrei să vii, să mă ajuți? Haide. Respectiv, colegul, într-adevăr, prietenul meu, așa, un pahar, două de, un pahar de ber, un pahar de vin, trei deja, trecem limita, patru deja riscăm, ne relaxează, poate ne destinde, ne acționează ca și stimulant, adică avem curaj să cucerim o fată, să îndrăgim, să vorbim cu ea, să mergem. În momentul în care am depășit unul, două pahare, deja liniștete funcțiile vitale ale organismului, respectiv coordonare înceată și gândire înceată. Ok, în câteva minute de la momentul în care ați consumat, alcoolul ajunge la creier, prin vasele, finuțele de sânge din stomac, ajunge cam 20% din alcool rămâne prin stomac și 80% în intestinul subțire. De-aia foarte mulți alcoolici au probleme cu aceste organe. Și nu numai. Și câteva minute ajunge la creier, încetinând judecata, nu mai reacționăm la fel, vorbire împredicită, mersul ala de ala, alte efecte pe termen scurt pe care le-ai văzut, Rafi? Da. De cap. De cap, marmureala de-a doua zi. Prosteală. Chiar, într-adevăr, la câteva pahari deja se simt așa și se comportă prostește.
Dacă îi afectează creierul, începe să înjure. Pe vin un urmă de violență, într-adevăr, fiind așa, să înjure, cu violență verbală și fizică. Vedere, au probleme cu vederea. Și vedere distorsionată și auz distorsionat. Ok? Altele? Cam atât. Pe termen lung, ce ai crezut tu că se poate întâmpla sau ai observat la adulți care au consumat foarte mult? Într-adevăr, fiindcă alcoolul încetinește funcțiile vitale, o problemă posibilă este să încetinească și sistemul respirator. În momentul în care și sistemul și funcțiile și plămânii sunt încetiniți, oxigenul nu mai intră la creier, nu se mai oxigenează, poți intra în coma alcoolică, asta se întâmplă, îți pierzi cunoștința, blackout-urile, nu mai știi ce ți s-a întâmplat, sunt persoane care zic nu mai știu ce mi s-a întâmplat, cum am ajuns aici. Inconștient, da, stare de inconștiență și apoi cancer la gât, gură, stomac, ulcer, gastrite, boli pe care vouă vi se par total inaccesibile. De ce vă vorbesc vouă și de ce credeți că în Statele Unite vârsta legală este 21 de ani? Nu știu. Fiindcă s-a observat, cercetările au observat că tinerii care încep să consume alcool de la 15-16 ani sunt de 4 ori mai predispuși să devină alcoolici decât cei care încep la 21 de ani. Cu cât începeți mai repede, cu atât pericolul este mai mare, fiindcă creierul vostru, funcțiile voastre, ficatul vostru încă este în completă dezvoltare. Și atunci se instalează toleranța mult mai ușor și dependența. Toleranța, mai ții minte Rafi ce era? Nu. Toleranța înseamnă că astăzi beau un pahar de vin și deja mă amețesc, dar după exercițiu și antrenament, îmi trebuie o sticlă ca să ajung la același efect. Deja corpul s-a obișnuit și nu mai răspunde la fel. Iar dependența? Ce înseamnă? Să zici ce înseamnă? Că nu te poți abține, tot încep să bei. Și dependența fizică, pe care este specifică alcoolului? Dependența fizică. Al nostru corp, mândru și frumos, nu mai poate funcționa fără doza de alcool. Bătrânii tremură dimineața până nu știau de țu, fel de țu, și parcă după aia îți liniștiți, îți calmi, poți lucra pe ei. Asta înseamnă dependența fizică, care corpul deja își cere. Nu este doar mintea, doar gândul etern. Colega? Da, tu. Du-te atunci la baie și pe spală și ce ai să fac câți ani ai? Băiețelul meu când are 3 ani, îi dau un pupic, a trecut și nu mai aud. Când îl doare, când nu-l doare, te cred mai mare de atât. Ok, dependența fizică, la asta rămâneam când colega noastră m-a întrerupt. Cum se comportă o persoană care încearcă să se lase de alcool și are o problemă? Ce înseamnă a fi alcoolic? Ce credeți voi? Rafi, ai idee? Diferența dintre un bețiv și un alcoolic? Nu este tot una. Ești bețiv, într-adevăr, atunci când ai bătat, vrei să-mi spui tu? Violența. Alcoolicul, de obicei, dacă ați văzut prin filme, alcoolici sunt alcoolici pe piață. Pot să fie, să zic că n-au consumat de 10 ani, se consideră mereu alcoolici, fiindcă dependența există. Pofta, dorința există, însă corpul a fost dezintoxicat și încearcă deja altfel, au alte mecanisme. Sevrajul la alcool este foarte urât, dacă ați văzut și în filmuleț spunea, tremurături, amețeli, convulsii, și delirium în tremens la 3-4 zile. Înseamnă că o iei pe arătură, pur și simplu. Deja îți pierzi contactul cu realitatea, fiindcă alcoolul trebuie să iasă din organism și se împotrivește. Și ca și când îi dai mereu corpului ceva și după aia îl oprești, persistezi, ce se întâmplă? De ce nu mai
numai primesc ce-mi trebuie. Este o altă lucru pe care probabil și colega mea Felicia o să-l abordeze, este despre alcoolul și condusul. Se consideră că un șofer sub influența băuturilor alcoolice este riscul său de a produce un accident și de a muri într-un accident este de 11 ori mai mare decât a unui șofer care nu a consumat nimic. Tocmai fiindcă vederea este distorsionată, fiindcă auzul, fiindcă coordonarea, ochi, mână, fiindcă reflexe sunt întârziate și pericolul nu este la fel de bine evaluat. Întrebări dacă aveți despre alcool, mulțumesc, Rafi. Întrebări despre alcool, de acolo în colegi în spate. Poți, te rog. Mai durează mult. Nu, dar cum voi ați fost respectoși față de mine, o să vă rog să fiți, da, uite, colegul meu, de mult nu te-am văzut. Victoria, la alcool și tu. Dar de ce fac oamenii viori când îți iați? Fiindcă judecata le este distorsionată, în sensul nu mai gândesc rațional. Și atunci se implică tot felul de accidente intenționate, gen violență domestică, viol, sau neintenționate, arsuri, în nec, colegul de acolo n-a uitat, nu mai vrea. Atunci, uite, sunt două întrebări și după care am să dau microfonul Felicii. De ce consumă tinerii alcool? Fiindcă foarte mult alcoolul este asociat, asta și de la voi să-mi spuneți, cu distracția. Foarte mult timp de sete, de sete bei apă, bei ceai, bei suc, bei Coca-Cola chiar și dacă nu convine și ceea e periculoasă. De sete pusă, bei altceva. Fiindcă beau alții, fiindcă vor să pară mai matur, vreți să păreți mai matur decât sunteți, vreți să fiți acceptați în grupul de prieteni, te-am văzut imediat să-mi termină spusurile. De ce te-a tineri acolo? Fiindcă impresiunea grupului foarte mare, fiindcă îi se pare că sunt mai cool, fiindcă este un drog accesibil, un drog pe care chiar și părinții noștri și bunicii noștri nu fac mare caz despre el. Imediat, Rafi, mai am câteva întrebări. Da. Mai vrei o întrebare? Cum poți să îmi scapi să nu mai bei? În alcoolismul este o boală, ca o primă fază trebuie o dezintoxicare în sensul să iasă alcoolul din organism, iar apoi consiliere psihologică și socială. Putem, scuză-mă. De ce dacă beau mă cred Batman? De ce? Fiindcă percepțiile tale sunt distorsionate, fiindcă este o fantezie pe care tu probabil ți-o dorești și nu o poți realiza, pentru că metodul de note, mulțumesc! Vă place de mine! Foarte mult și te teamă! De ce e drogul la vârsta noastră? De ce e drogul la vârsta noastră? Asta nu trebuie să mă spuneți, de ce alegeți să beți la vârsta noastră? Cei care zic un pahar de vin roșu te face sănătos, să știți că este alte variante. Întrebări, ultima întrebare, fiindcă îl așteaptă colega mea. Dar, uite, nici avea să ultima întrebare. Am și aici un domnitor. E despre acolo. De ce acolici beau instant? Deci, pur și simplu, au dureri în tot corpul, fiindcă simt nevoia și nu știu să se oprească la un pahar. Din asta recunoaștem un alcoolic. Care tolerat nu se poate întâlni la un pahar, Felicia, mai avem la o întrebare? Are referire cu alcoolul. Când eu merg, amin? Cu alcool sau fără alcool, nu știu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, voi pasa microfonul prietenei și colegii mei, Felicia.
fără o să ce alte restricții. Și acei care acum se trăiesc în clasa 8-a și din iunie sau iulie, când luați vacanța, veți merge probabil în alte locuri mai neprotejate, ar vrea să știți la ce să vă așteptați. Aș vrea vreau să știu câte fete de clasa 8-a sunt aici. Câte fete de la 8-a? Este suficient să vei, Helen. Este suficient.
nu știi cum se va termina seara, dar cine îți oferă toate lucrurile astea pe tavă, da? În mod inocent, da? Doar ca să experimentezi, doar ca să vezi cum e. Credeți-mă, de fiecare dată, prima dată, vi se oferă pe gratis și alcool, și țigări, și droguri. Prima dată ți se oferă pe gratis. Apoi, vei cere singur. Dar este suficient o singură experiență de genul acesta care să te pună în postura de victimă. Și nu vei ști ce să faci. Ce fac? Mă duc, le spun părinților, ai venit să-mi spui mie? Dacă ai fi abuzată de cineva, ai venit să-mi spui? Da, ar veni să-mi spună. Și corect ar fi, nu, tu ai zis nu, tu ai mai puțină încredere în părinții tăi. Corect ar fi ca toți să procedați în acest mod. Indiferent cum ați fost manipulați, convinși la un moment dat. Violul nu înseamnă numai bătaie și agresiune sexuală. Violul poate însemna și a droga pe cineva, a-l învăța, da? A te folosi de el după aceea. Asta a fost legătura mea dintre alcool și abuzurile sexuale. Și Helen, crede-mă, toți părinții care au copii în această sală și nu numai, atunci când vă interzic să mergeți undeva, sau când sunt foarte, foarte înfijorați că mergeți la un chef, credeți-mă, în primul rând la asta se gândesc. Să nu te droghezi și să nu facă cineva sex cu tine fără voia ta. Toți se gândesc la asta. Că vă spun, că nu vă spun, credeți-mă. De asta le este cel mai frică părinților. Da? Să nu ajungeți în postura de victime, să fiți manipulați de alții. Da? Dar alcoolul, îți spun ce, Helen, ce i-aș mai spune lui Helen? Tot revenindu-mă la alcool. Niciodată, Helen, dar niciodată să nu te urci în mașina cuiva care a băut. Da? Deci asta este o regulă pe care toți trebuie să o rețineți. Da? Niciodată. Eu am făcut-o, eu sunt mama ta și crede-mă că am făcut-o când aveam exact vârsta ta. Și veneam de la discotecă și m-am urcat cu încă 3 persoane, da? Deci o mașină plină, ne-am dat pe mâna unui șofer praștie, deci nu știa pe ce lume este. Deci nu vreau să vă spun ce am făcut. Sau, mă rog, ce am făcut respectivul și noi am stat și am scrâșit din dinți pentru că nu puteam sări din mașină. Deci ce am făcut? Mai întâi am trecut printr-o poartă care era legată cu un lanț, da? Mă imaginați, am ajuns în curtea școlii, ne-am întors vreodată, am avut povestea, să vă rog să nu o înregistrați, că mama nu știe, da? Deci n-aș avea curajul nici la această vârstă să-i spun mamei mele ce am făcut, da? După această tură, ne-am întors în șosea unde am nimerit, unde credeți, într-un șanț și direct într-un pod de beton, da? Mașina aia a fost făcută praf, că noi am dat toți cu capul de toți pereții. Întâmplarea face că am scăpat cu viață, dar lucrurile puteau sfârși mult mai prost. Am ajuns acasă, n-am știut pe ce lume sunt, deci efectiv îmi crăpa capul, pentru că suferisem o lovitură la cap, pe care n-am avut curaj să o spun nimănui. Pentru că nu puteam să-i spun mamei mele că a fost atât de irresponsabilă Helen, încât să mă urc. Eu sunt la 2 pași de discoteca aia, da? Să mă urc la o plimbare din asta absurdă cu cineva care a făcut praștie. Nu trebuie să fie o persoană atât de băută, să scape total de sub control mașina. Poate să fie și unul care a băut doar puțin, doar un pahar. Și acel pahar îl face să fie extrem de curajos, să calce accelerația, să demonstreze fetelor că el este cel mai tare de pe șosea. Da? Știi câți au fost din ăștia care au ajuns cu mașina în șanț sau au ajuns să se răstoare sau au ajuns să nu mai ajungă nici măcar la spital? Foarte mulți. Foarte mulți. Deci, dragii mei, Helen și ceilalți colegi ai tăi de clasa 8-a, vă rog să vă gândiți întotdeauna, înainte să vezi ceva, cine vă oferă acel pahar și dacă ar putea exista un interes ascuns. Poate că alcoolul vă poate face să păreți cool la un moment dat, să fiți mai dezinhibați, să știu eu, să râdeți mai mult. Dar există și a doua fază, după
ce ai băut, după faza asta de excitație, există și faza aceea de inhibiție. Da, când zic excitație, mă refer la excitație sexuală. Mă refer la excitație psihică, da? Bun, dar tocmai de asta sunt eu aici ca să vă explic. Apare acea fază de inhibiție când ești somnolent, lent, gândești mai încet și atunci oricine poate face orice cu tine, crede-mă. Bun, îți mulțumesc foarte mult, Helen. Ai fost o pică foarte frumoasă. Acum, în încheiere, și cu asta chiar încheie, vă mai spun un singur lucru. Cu Pușa împreună am avut o campanie care s-a încheiat acum câteva zile. Campania s-a chemat Tineri la Volan și a fost adresată șoferilor cu vârste între 18-25 de ani, cei mai periculoși șoferi de pe șosele. Rețineți acest lucru. Bun. Ce treabă aveți voi cu asta? Nici o treabă, pentru că voi aveți abia 14 ani, unii dintre voi nici atâți. Dar, de ce v-ar interesa? Pentru că cu toții suntem, într-un fel sau altul, participanți la trafic și cu toții puteți fi, la un moment dat, puși în postura de a deveni victime ale accidentelor. Alcoolul nu va încerca să pună cu condusul, asta este doar una dintre idei, dar eu vă invit să urmăriți un spot în care veți vedea mai multe situații periculoase și vreau să vă feriți de toate aceste lucruri atunci când veți merge pe stradă. Vă mulțumesc foarte mult și rămâne Rămâneți la loc, vă rog!
terminat mai repede, dacă erați mai cuminți ocupați locul. Eu cred că merită aplauze Felicia și Pușa. Mulțumesc frumos! Despre Jenny și Diana, de ce am invitat aici? Pentru că ei dansează împreună și azi s-au grăbit foarte tare din Cluj să ajungă aici la Satu Mare, la acest party. În ultimele două săptămâni au participat la două concursuri unde au obținut locul întâi din peste 25.600 de lei. Genaro și Diana. La fel și Rafi, el azi nu avea categorie, abia în urmă cu o săptămână, tot în finală, la concurs. Și că aplauze și pentru Rafi, partener la Lumeresc aici. Ei sunt dansatori foarte buni, acum deja o să danseze în clase mai superioare. Pentru o lună, două, trei. Și ceilalți dansatori ei n-au ajuns, ei că sunt în Cluj, mai avem multe pereche, așa că pe parcurs, în următoarele luni, adică din septembrie încolo, o să facem cunoștință cu cei mai buni. Momentan, ei au fost cei mai buni. Dacă mențin această performanță, vom face cunoștință și cu ei pe parcurs. Dacă sunt de alte școli de dans sau alte sporturi care ați obținut un rezultat foarte bun, veniți și spuneți-mi. O echipă de fotbal și v-aș fac fotbal azi. Cine? Voi? Ok. Ei au câștigat azi. Aplauze pentru ei. De două ori locul întâi. Și a dat gol. Felicitări pentru ei. Mai este cineva și n-a obținut un rezultat foarte bun, să dăm aceasta. Acolo, ce? Ce loc ai luat săptămâna asta? Unu? La ce? Fotbal. Acolo? Dans. Ce loc? Unu. Aici? Basket. Acolo? Poftim? Ok. Vedeți, sunteți foarte buni și în sport. Așa că eu acum propun să continuăm partiul! Să stingem luminile! Se lucrurile nu au la nici de 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 la nici de
logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.